Bibliotecile au fost transformate în instituții vibrante ale comunității. În prezent, ele folosesc tehnologiile informaționale și oferă diverse servicii pentru utilizatori, devenind centre culturale moderne. Biblioteca ca un loc în care tinerii pot să adune, să facă schimb de informații și de cunoștințe. Un licei strâng cu prieteni. Un spațiu de dezvoltare civică. Biblioteca aș dorește să devină un centru de informare, un centru unde poți mergi la training-uri, un centru unde poți să faci cunoștință cu experți din diferite domenii. Devine de fapt un centru comunitar, de ce nu, și devine un centru care atrage oameni din diferite domenii, oameni care nu neapărat sunt interesați de literatură, dar de dezvoltare profesională sau de dezvoltare personală. Pentru mine, biblioteca este o platformă care ar trebui să adune toate celelalte componente care există în societate, care țin de lectură, dar nu doar de lectură. Pentru mine, biblioteca este un loc în care poți să vii, să-ți găsești o carte fizică, pentru că mie îmi plac cărțile fizice, și să te pierzi în cartea asta. Deci poate fi un spațiu în care oamenii să se întoarcă spre sine? Eu cred că tinerii pot să găsească la bibliotecă viitorul. Pentru că, în mare parte, în sistemul educațional, noi acumulăm foarte multe informații. Devenim un computer uman. Dar ce poate face biblioteca? Te poate orienta spre preferințele tale. Rolul bibliotecii e nuclear în țările civilizate. Adică e o concentrare de informații pentru toate domeniile. Și portaluri informative, în măsura în care tehnologiile performante, moderne, oferă aceste investigații. Încă una tu a câștigat bibliotecă. Deci aici sunt spații de socializare și prin intermediul acestor ordinatoare, acestor mijloace noi de comunicare. Noile tehnologii trebuie să nu sperie nicio bibliotecă. Trebuie tocmai să-i dea siguranța cu uite, și prin această filieră se propagă cartea foarte bine și foarte frumos. Pentru că ideile care sunt în bibliotecă și nu doar idei în cărți, pentru că majoritatea ideilor care sunt în oameni. Și pentru mine acum bibliotecile sunt niște locuri vii în care pur și simplu suplinesc informația sau cunoștințele oamenilor care deja sunt acolo. Viața mea întreagă e între biblioteci, adică oriunde nu aș ajunge, adică pornesc de acasă, unde am o bibliotecă suede care e printre țările care are cele mai performante și cele mai multe biblioteci. A rămas fără clienți la închisori. Are închisori performante, moderne, dar nu mai are pe cine întemnița. Îmi place să-mi imaginez că, fiind bibliotecile la tot pasul, lumea nu are când să ajungă la închisori. Intră într-o bibliotecă, în alta. Atunci mi-am pus problema rațiunii acestei biblioteci și a bibliotecii în genere. Consider că în oricare sat, în oricare localitate, comunitate, trebuie să existe o bibliotecă. Pentru că nimic nu se compară cu o carte răsfoită, niciun fel de tablete. Biblioteca este un loc unde se întâmplă în permanență ceva interesant. Aceleași activități, aceleași oportunități pentru networking-ul. Noi de curând am lansat împreună cu Novateca și bibliotecile din Republică proiectul Iraftul tău. Acesta constă într-un poster de dimensiunea A1, în care sunt prezentate peste 50 de titluri cu QR code, un cod pe care poți să-l scaniezi cu telefonul mobil și pe care să descarci cartea în telefonul personal sau în tabletă. Prin urmare, eu îndemn tânăra generație să nu ignore acest loc, pentru că și aici poți face un check-in, la fel cum poți face într-un club. Și aici poți comunica cu prietenii tăi, aici poți face sesiuni Skype, aici poți organiza un eveniment. Rămâne doar la discreția noastră.